Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghim, de data aceasta în varianta de dezbatere electorală. Suntem la sfârșit de săptămână și foarte aproape de finalul campaniei electorale. Așa cum am anunțat deja, astăzi avem o dezbatere electorală între doi tineri, reprezentanți a două partide diferite. Ca să fiu mai exact și să intru direct în subiect, îi avem o invitație în studioul Capital TV în acest moment pe doamna, toate femeile sunt doamne prin excelență, nu? Absolut. Doamna Oana Biriș, candidat al Alianței USR Plus pentru Senatul României, poziția numărul 1. Bună ziua, da. Bun venit! Și în același timp domnul Dacian Ciodaru, candidat al Partidului Pro-România pentru Senatul României, poziția numărul 1 pe buletinul de vot. Lista de candidați. Și poziția numărul 2 pe buletinul de vot. Numărul 2 pe buletinul de vot, ca să nu inducem în eroare, numărul 2 în în județul Hunedoara, comunic cu cei din regie în momentul ăsta și de asta am făcut o pauză. Bun, ambii sunteți tineri, ambii sunteți numărul 1 pe lista de candidați. Aș vrea să facem, dacă se poate, o emisiune interesantă, o dezbatere de idei, de programe electorale și așa mai departe. Nu prea vă situați voi ca, și o să spun voi, cu permisiunea voastră, nu prea vă situați voi pe aceeași, adică USR-ul e de dreapta, Pro-România, centru, stânga, deci avem ce dezbate, ca să spun așa. Și USR este centru dreapta. Și eu ce am zis? Ați spus dreapta. Mă rog, acum că e pe centru, că e pe dreapta, rămâne să vedem cum vă poziționați după alegeri, ca să fiu și eu răutăcios. Sper că nu veți face alianță cu PSD-ul, de exemplu, cum se spune. În ceea ce privește Alianța USR Plus, pot să garantez că nu vom face niciodată alianță cu PSD sau cu partidele satelit. Da, da, uite, deja intrăm în chestia asta. Vedeți că numeroși oameni vă acuză că ați votat pe Iordache, nu? Da, într-adevăr, adică nu numeroși oameni ne acuză presa, putem dezbate de ce ne acuză presa, doar, că am făcut blat cu PSD-ul. Cred că s-a demonstrat că nu este adevărat. De bun. Fapt. Ca să intrăm în dezbatere și să și știe lumea cu cine stăm de vorbă, propun așa, la început, să spuneți câteva minute, hai să zicem 3-5 minute fiecare, câte ceva despre voi, după care să vă prezentați programul, tot așa pe rând, după care vedem ce mai este, să vă adresați întrebări unul celuilalt. Ideea este următoarea, propun domnule Ciodaru, nu, așa este cavalerește, nu așa sunteți un cavaler, să începem cu doamnele, nu? Total de acord. Deci, Oana Biriș, candidat al Alianței USR Plus pentru Senatul României, prima poziție pe lista de candidați. Cine sunteți dumneavoastră? Am 41 de ani și un băiat de 20 de ani. Mulți înainte. Am mai spus că nu arătați de 41 de ani. Mulțumesc. Așa. Sunt absolventă a Facultății de Istorie și Filologie din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, specializarea română, limba și literatura română, limba și literatura engleză, promoția 2003. Din anul 2003 până în anul 2007 am fost profesor al actualului Colegiul Tehnic Transilvania din Deva. În paralel am colaborat și cu International House, care este o școală de limbi străine care se ocupă de cursuri pentru adulți, cursuri de limba engleză pentru adulți. Din anul 2007 până în anul 2013 am locuit în Italia. În anul 2013 am trăit, muncit,
ce fac majoritatea românilor care pleacă afară, nimic deosebit, dacă nimic extraordinar. Dar ce v-a făcut să plecați în Italia, de exemplu? A fost o alegere de viață personală. Nu mi-am dorit să plec în căutarea unui trai mai bun. Întotdeauna am simțit că casa mea este aici. Întotdeauna am simțit că mi este suficient ce am din punct de vedere material. Într-adevăr, pot să mă consider norocoasă. Vin dintr-o familie normală, dar cu un nivel de trai mediu, să spunem. Cum spuneam mai devreme, în anul 2013 m-am reîntors în țară. Din anul 2014 și până în anul 2019 am fost profesor la Școala Generală Andrei Șaguna din Deva. De câteva luni mă ocup de o mică afacere de familie împreună cu mama mea. Am participat... Eu aud un ușor ecou, nu știu dacă mi se pare sau dacă chiar se aude, vă rog. Am participat după întoarcerea în țară la protestele de la colectiv, la protestele împotriva Ordonanței 13. Am realizat atunci că protestul și furia nu sunt suficiente, că dacă vrem să schimbăm într-adevăr lucruri, trebuie să ne implicăm în luarea deciziilor. Singurul mod prin care puteam face acest lucru, chiar dacă până la acel moment am spus că nu-mi doresc să fac politică, era să mă alătur unui partid. M-am alăturat USR în decembrie 2017 printr-un concurs de împrejurări, să spunem așa, pentru că am susținut la alegerile parțiale care au avut loc în octombrie 2017 la Deva, am susținut candidatul USR. În respectiva campanie am cunoscut mai mulți membri USR din țară, m-am regăsit în ideile și în principiile promovate de ei și iată-mă astăzi aici, candidat, așa cum spuneați, pentru al Alianței USR Plus pentru Senatul României. Da, am înțeles. Cam acestea ar fi, da? În linii mari. În linii mari e prezentarea noastră. Vă întreb la domnul Dacian Ciodaru, care a stat foarte cuminte până acum acolo la locul lui. La măsuță. La măsuța noastră. Și să vedem. Cine astăzi mă astăzi, domnule Ciodaru? Eu sunt Dacian Ciodaru, Iulian Dacian Ciodaru, candidat al Partidului Pro-România pentru funcția de senator în cadrul Parlamentului României. Am absolvit, dacă e vorba de CV-ul, am absolvit studiile... Nu v-am pus să vă faceți CV-ul, v-am spus să vă prezentați. Păi ca să luăm așa cronologic. Să luăm așa, cronologic. Ia, luați-o cronologic. Am absolvit studiile Universității din Petroșani, facultatea de IME la momentul, de MIE la momentul respectiv, așa se cheamă, mașini și instalații electrice, specializare automatică, urmând apoi să devin cadru didactic asociat al Universității din Petroșani. În paralel am fost și lider al studenților Universității din Petroșani, după care am intrat în administrativul Universității din Petroșani. Prima oară pe post am dat concurs, am fost șef de serviciu cadrul administrativului, urmând să fiu și am devenit prin concurs directorul general administrativ. Stai, domnule, cum ați, așa un pic. Deci, dumneavoastră, când ați terminat facultatea? În 2006. În 2006. Da, domnule. Și când ați intrat în administrativ? În administrativ în 2008. Deci la 2 ani după ce ați terminat facultatea? Da, da. Dar ce pile ați avut? Am avut două pile de unghii foarte bune. Așa. Și în afară de pile, mai erau și două de lemn, că de metal nu aveam la momentul respectiv. Poftiți? Cu alea ce făceați? Pe cele de lemn am încercat să șlefuiesc și fac ceva frumos. Trecând peste momentul acesta, singurele mele pile la momentul respectiv au fost studiile pe care le-am făcut și examenul pe care l-am dat public. Dacă se pot considera pile, da.
Înainte să fiu un administrativ, revin, am fost cadru didactic asociat și așa am reușit să particip la concursul pentru a intra în administrativ. În prima parte, când am fost administrativ, când am fost șef de serviciu, am avut în subordine peste 50 de persoane, eram doar pe autofinanțare. Adică dacă produceam căminele cantina, aveam și posibilitatea să susținem... Ce era, director administrativ? Nu, nu, șef de serviciu. Directorul administrativ am fost ulterior, din anul 2013, când am avut în subordine toată partea administrativă a unității din Petroșani. Dar în prima fază a fost șef de serviciu când aveam doar o parte. Partea serviciu? De că... Ce serviciu? La momentul... Nu. Întreținere? Sau... Aveam și aprovizionare și gestionar, pentru că erau la cantină. Era la cantină, da, era la cantină. Aveam partea de serviciu social. La momentul respectiv se învea șef serviciu patrimoniu studențesc. Ce însemna de student? Și anume, căminele cantină și bazele sportive. Toate eram pe autofinanțare, dacă aveam cazări, aveam posibilități de salarii, dacă nu, nu. În afară de cota parte care vine de la minister, subvenția care era pentru cămine cantină ce venea de la minister, apropo de chestia asta, subvenție care sunt unul dintre inițiatorii și susținătorii ideii de subvenție. Când am fost de la studenți, la momentul respectiv, dacă mi-aduc bine aminte, era domnul ministru Hârdău, iar eu fiind liderul studenților să țin Petroșa, mergeam la negocieri cu organizațiile studențești. Și atunci încercam să făceam diferite greve și alte lucruri de genul acesta, prin care ceream să ne mărească subvenția la cămine cantină, să ne dea transportul gratuit la jumătate sau gratuit, nu mai țin minte cum era atunci, pentru studenții la mijlocul de transport la tren și chestii de genul acesta. Urmând după, să revin la partea, am fost în administrativ să țin Petroșani, iar din anul 2017 am fost angajat al primăriei orașului Simeria. În sensul că am reușit să cunun mai multe domenii de activitate, partea educațională, cadru didactic pe studii universitare, am reușit să cunun domeniul administrativ la primăria Simeria și domeniul administrativ universitar la Universitatea din Petroșani. Sunt un produs finit al Universității din Petroșani. Punct, din punctul ăsta de vedere. Un produs finit al universității. Da, în sensul că... Interesant. Da, pentru că eu mi-am culunat toate studiile la Universitatea din Petroșani. Da. Din acest punct de vedere fac această afirmație. Am reușit și este unul dintre motivele care am și rămas în județ. Am considerat că este normal să dau înapoi generațiilor următoare ce am primit la Universitatea din Petroșani. Și aici mă refer de ce am rămas la Universitatea din Petroșani după ce am terminat studiile. Că, în general, când termin o facultate, mergi undeva, pleci sau găsești, cauți o soluție să te angajezi. Am considerat că este normal. Cadrii didactice care au reușit să fie modele pentru noi și ne-au insuflat acest lucru, să dăm înapoi, eu mi-am dorit două generații la momentul respectiv, să predau mai departe ce am învățat de la cadrele mele. Pe această cale și salut, cu siguranță se uită și bun, cu siguranță hai să ne văd. Vorbim cu siguranță despre dumneavoastră, ca să facem dezbatere. Păi despre salut. Mine era vorba că eu îi salutam, nu dumneavoastră. Bun, lăsați că îi salutați când îi vedeți. Acum facem altceva. Pe această cale, chiar dacă nu se poate, eu îmi doresc să vă salut. Și sunt sigur că ne vom vedea și în viitor la postul Capital TV, chiar dacă astăzi discutăm doar despre dezbatere electorală, apropo de lucrul ăsta. Vă mulțumesc pentru ideea de dezbatere. Cred că sunteți singurul post din județul Hunedoara care a inițiat o dezbatere electorală. Eu n-am mai văzut până acum. Păi eu am lansat două invitații și dumneavoastră ați acceptat. E foarte simplu. N-am lansat altora că sunt convins că nu ar accepta. Știu sigur că în cadrul unui partid care are în siglă și culoarea afișată pe ecran în subtitrare, este absolut interzisă participarea candidaților la dezbatere. Culoarea neagră? Sigur. Nu, culoarea... Acum luați ce culoare vreți de acolo, dumneavoastră. Dar mă rog, haideți să revenim la oile, respectiv la dezbaterea noastră. Deci acesta astăzi dumneavoastră, da? Da. Și să mergem și după ce ați plecat sau mai sunteți în conducerea... Nu. Așa? Ulterior? La primăria orașului Simeria. Am înțeles. Și pe lista candidaților pentru Senat? Pe lista candidaților pentru Senat, din partea Pro-România, pe locul 1 pe listă și poziția 2 pe buletinul de vot. Am înțeles. Am lăsat destul de multe voturi în alegerile locale. Am reușit, alături de colegii mei din toate organizațiile din județ, să adunăm un număr de 15.000 de voturi. Și chiar dacă aveți ceva de zis, pe această cale și mulțumesc că au fost alături de mine și de toată echipa din județul Hunedoara. Da. Pentru că voturile nu au fost neapărat ale mele, ci au fost a tuturor colegilor de la Pro-România și voturile hunedoreni care au avut încredere în noi. Și le mulțumesc pe această cale că au avut 15.000 de hunedoreni încredere în noi. În regulă.
N-am lămurit în linii mari vorba doamnei Oana, cine sunteți și ce doriți, cel puțin pentru următorii 4 ani, adică unde doriți să ajungeți pentru următorii 4 ani, că ce doriți încă nu m-am lămurit. Și atunci propun să începem din nou cu, sau să revenim la doamna Oana Biriș, candidata pentru Senat a celor de la Alianța USR Plus, și să ne prezentați așa în 7, maxim 10 minute, dar 10 minute e cam mult, că vreau să intrăm pe urmă în dezbaterea propriu-zisă, programul dumneavoastră electoral. Ce ne puteți spune despre el? Care ar fi punctele forte sau ceva de genul ăsta? Nu știu dacă știți, dar programul nostru electoral are peste 300 de pagini, deci va fi foarte greu să îl prezint pe tot în timpul alocat. Ce avem 40 de angajamente pentru că pentru a reuși să recuperăm deficiențele pe care le avem în sănătate, educație, infrastructură și mediu. Avem în primul rând nevoie să astupăm găurile prin care banii contribuabililor se scurg în buzunarele unor grupuri de interese. În primul și în primul rând vreau să menționez fără penal în funcții publice. Ne dorim introducerea acestui paragraf în Constituția României. Probabil toată lumea știe că USR a fost partidul care a sprijinit inițiativa cetățenească fără penal în funcții publice. Oamenii noștri au alocat 6 luni din viață pentru a strânge semnăturile necesare și a îndeplini toate formalitățile pentru ca această inițiativă să ajungă în Parlament. Ea este blocată de 2 ani de zile, chiar dacă... Da. Apoi, fără pensii speciale. Nu este normal ca unii să fie mai special decât alții. Pensia trebuie să fie în funcție de contributivitate, astfel ne angajăm să abrogăm pensiile speciale, fără imunități parlamentare. Garantăm medicamente esențiale gratuite pentru toți cetățenii. Alocarea 1 miliard pentru spitale. 1 miliard de ce? 1 miliard de euro. Pentru care spitale? Pentru construcția de noi spitale și dotarea celor pe care le avem. Apoi, îmbunătățirea sistemului de educație, prin depolitizare, la fel de politizare și în sistemul de sănătate. Școala, am discutat și data trecută când am fost aici, școala de la 8 la 5 pentru a reduce abandonul școlar și pentru a ușura și viața părinților, care astfel nu vor mai avea problema supravegherii copiilor după încheierea programului școlar. De asemenea, masă caldă pentru elevi, înființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Chiar dacă a fost numit DNA-ul pădurilor, de fapt nu se va ocupa doar cu infracțiunile în ceea ce privește tăierile ilegale de păduri, se va ocupa de toate infracțiunile de mediu, iar România, avem probleme foarte mari atât în ceea ce privește tăierea pădurilor, cât și în ceea ce privește o legislație mult prea laxă pentru celelalte infracțiuni de mediu. Avem foarte multe îmbolnăviri din cauza poluării și a aplicării neconforme a legii.
autostrăzi pe bune, nu doar pe hârtie, pentru că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește kilometri de autostradă pe care pe avem. Suntem pe ultimul locuri și la Săpun și Pastă de Dinți, dar asta e altă poveste. Vă rog. Da. În ceea ce privește ceea ce vreau să fac pentru județul Hunedoara, pentru că am menționat câteva din angajamentele naționale, pentru că suntem un județ, să-l numim atipic. Suntem înconjurați de județe cu un nivel de trai mult peste nivelul județului Hunedoara. Suntem un județ cu multe zone monoindustriale. Condensați, vă rog. Vreau revitalizarea învățământului profesional, dual și tehnic, pentru că ne lipsește forța de muncă calificată. Doar așa vom reuși să avem forță de muncă calificată și să atragem investitori. De asemenea, îmi doresc încurajarea implicării tinerilor și prin programe de formare, de deprinderi și de abilități pentru viață, încurajarea implicării lor și în politică, dar nu numai, în luarea deciziilor în tot ceea ce îi privește. Un program de ajutorare a vârstnicilor, de a-i ajuta să rămână mai mult în familie, fără a instituționaliza sau de a-i proteja de violența care uneori se practică. A vorbit de violență în familie, nu? Da. Bun. Din păcate, trebuie să vă opresc în momentul ăsta. Mulțumesc, mergem la domnul Ciodaru. Domnule Ciodaru, așa cum a spus, câteva din elementele programului dumneavoastră, ca să avem pe ce să dezbatem. Vă rog. Pro-România vine pentru început cu un program cu 5 măsuri, în prima fază, și anume. Ținând seama că suntem într-o criză pandemică și urmează o criză economică, noi propunem așa, un venit minim de criză, un sprijin economic de criză, un program național de testare, deschiderea școlilor și redarea demnității militarilor. Și acum să le explicăm. Un venit minim de criză înseamnă pentru fiecare român să asigurăm, statul român să asigure minim 2000 de lei. Ce îl doare pe român? Buzunar. Dacă în familia respectivă sunt două persoane care au această problemă, să fie câte 1500 de lei de persoană. Și aici este vorba să se facă, să se înțeleagă. La 3000 de lei. Da, să se facă înțeles un lucru. Este vorba de venitul pe care îl are persoana respectivă, iar până la 2000 de lei, diferența să o suporte statul. Cum? Prin jumătate din diferența pe care o suportă statul, jumătate să fie prin vouchere, care înseamnă mâncare sau produse, și jumătate în bani. Valoarea maximă care poate veni pe o familie să fie de 4500 de lei. Dacă sunt mai multe persoane, chiar dacă sunt 5-6 care au, dar valoarea maximă să fie de 4500 de lei. Asta înseamnă venitul minim de criză, pentru că considerăm că anul 2021 va fi un an de referință, din acest punct de vedere, al crizei economice. Am început să o simțim, dar mediatic, fiind criza pandemică, nu realizăm. Dar fiecare român realizează în buzunarul lui. Referitor la sprijinul economic de criză. Sprijinul economic de criză are ca target firmele românești. Repet, firmele românești, mici și mijlocii, să păstreze numărul de locuri de muncă, iar statul să ajute ca ele să existe pe viață. În sens, dacă păstrează numărul de locuri de muncă, statul vine și ajută cu diverse facilități fiscale, pentru că ne aducem bine aminte că anul trecut, ministrul de finanțe Câțu a reușit să amâne la plată anumite fiscalități pe care aveau nevoie firmele românești. Dar 2021 nu garantează nimeni că vor avea posibilitate ca aceste firme să plătească banii. Și atunci, Pro-România spune așa, sprijinul economic de criză
dacă o firmă își păstrează locurile de muncă, dacă o firmă găsește să, trebuie să se menține pe piață obligat. Atunci trebuie să vorbesc ca un oltean, mai repede. Programul Național de Testare este a treia măsură. Programul Național de Testare se referă la a fi testat toți românii. Nu este un model românesc, ci este un model luat de la, din alte țări, și anume, s-a făcut testare națională în Slovacia. Încep să se detensioneze situația pandemică, în sensul că se redeschide Horeca în țările respective și se redeschid școlile. A patra măsură este deschiderea școlilor, care considerăm noi că trebuia făcută de la început. În principal, nu trebuia să închidă școlile, dar dacă este să facă lucrul ăsta, trebuia făcut de ieri. Deschiderea școlilor cu deschiderea cabinetelor medicale în fiecare școală, testați în primul rând elevii o dată pe săptămână și toate cadrele didactice. Și în prima fază trebuie testați cei din linia întâi, și aici mă refer la medici, asistenți, profesori, cei care sunt implicați în acest sistem. Și cea de-a cincea măsură este redarea demnității hainei militare, și este vorba să nu mai fie considerate pensii speciale pensiile de militar. Pensiile de militar au fost reglementate așa cum trebuia în 2015, când Victor Ponta era premierul României și a inițiat un proiect de lege, legea 223, prin care se stabilea cuantumul pensiei. Ele trebuie corelate, trebuie revenite la acea lege. Pentru că toate pensiile au fost corelate și aduse la zi, dar pensiile militarilor nu. Cred că am reușit să condensez. Da, și să fiți explicit. Bun. Ideea este următoarea. Ați auzit fiecare în mare programul celuilalt sau a formațiunii politice pe care o reprezentați. Nu o să vă întreb ce părere aveți despre programul acela, pentru că vreau să vă propun să adresați fiecare câte 5 întrebări celuilalt. De asta am spus condensați, pentru că timpul trece foarte repede. Deja s-au dus 20 ceva de minute din emisiune și vreau să facem dezbatere, adică vreau să văd cum dezbateți între voi. Începem cu doamna Oana. O întrebare pentru domnul, dacă aveți o întrebare pentru domnul Dacian. Și uite, în momentul ăsta schimbăm regulile, nu le punem toate una după alta, facem întrebare, răspuns, întrebare, răspuns. Cred că e mai interesant așa. Vă rog. Din ce înțeleg eu, 3 din 5 puncte din programul de guvernare al Pro-România se referă strict la situația actuală sau pe termen scurt. Eu renunțesc ca măsuri, da? Nu știu dacă era program de guvernare. Vă rog. Nu vreau să intervin. Așa? Vă rog. Da. Întrebarea mea era dacă acesta este de fapt tot programul de guvernare sau mai sunt și alte măsuri. Domnul Ciudă. Sunt mai multe detalii. Ca să nu monopolizăm discuția, ele se găsesc pe site-ul victorponta.ro, se găsesc toate măsurile în programul de guvernare, în programul de țară al Partidului Pro-România, dar cele trei măsuri care se referă la situația pandemică, pe termen scurt, este normal să fie așa, pentru că dacă nu se rezolvă problema pandemică în România și nu avem grijă de filmele românești, nu avem grijă de sănătatea publică, s-ar putea ca în viitor toate programele spuse în acel ceas lov de 300-400 de pagini să n-aibă cui să adreseze, închizându-se firmele, populația fiind îmbolnăvită, nu avem pentru cine să facem, luăm aceste măsuri. Tocmai de asta am și considerat trei promisiuni, între care trei, de fapt, care trei, că sunt cinci, că toate se referă cu prima zi de guvernare din 7 decembrie, vom face demersurile să fie puse în aplicare pentru sănătatea și pentru îndreptarea unor inechități aflate în legislativul actual. Mulțumim. Procedor. Spuneați că faceți vă doriți să faceți în județul Hunedoara încurajarea implicării tinerilor în județul Hunedoara. Întrebarea este cum, din postura de senator, cum voi încuraja implicarea? Da. Spre exemplu, prin constituirea unui consiliu consultativ la nivel de județ al tinerilor, în care să fie reprezentanți ai tuturor organizațiilor tinerilor, organizații formale și non-formale din județ, care să activeze pe lângă Consiliul Județean Hunedoara. Este un exemplu care există. Mi-a venit acum. Există. Și sunt consultați într-adevăr? Asta este
Nu, eu spun că există această formă de organizare pe lângă Consiliul Județean, Consiliul Consultativ al Tinerilor. Dialogați. Da, nu, ele există. Și sunt acești tineri într-adevăr implicați în procesul decizional, în luarea deciziilor politicilor de tineret, în, nu știu, tot ceea ce privește viața tinerilor? Eu cred că acest răspuns, cred că nu o să mai fie nevoie de 5, că de acum încolo așa o să meargă. Eu cred că acest răspuns, cel mai bine poate să vi-l dea colega dumneavoastră care este consilier județean. Dar, ca să vă răspund eu, înainte să vă răspundă ea, și e vorba de Poliana Hangan, eu vă pot răspunde așa. Atât timp cât eu am fost consilier județean în mandatul precedent, Dacian Ciodaru a inițiat proiectul prin care a transparentizat modalitatea de finanțare a tuturor ONG-urilor din județul Hunedoara, conform și am adus la aceeași masă toate ONG-urile. Acum nu vorbeam despre asta, vorbeam despre cum... Cum sunt implicați tinerii? Cum v-a implicat tinerii? Ați spus că există. Da. Ce există? Există Consiliul Consultativ al Tinerilor, pe lângă Consiliul Județean. Asta e ăla cu Consiliul Județean al Elevilor? Al tineri, da. O formă de, nu e altă formă, cu tineri. Haideți, domnul Ciodaru, vă spun eu cum ajung copiii în... Acum, nu vă, dar și dumneavoastră vă spun același lucru. Și dumneavoastră, cum îi sprijiniți pe ăștia? Cu asta ajungă, cine crede, directoarea liceului, nu știu care, că e mai deșteaptă, mai frumoasă, mai devreme acasă, reprezentanta elevilor, secretari. Ce au făcut copiii ăștia? Că nu au făcut nimic până acum. Vă spun eu. Pentru că acești copii nu sunt sprijiniți de, de autorități. Nu, tinerii sunt până în 29 de ani, spre exemplu. Nu trebuie să limităm. Nu mă refer doar la elevi. Mă refer la tineri. Păi bun, și nu o să fie asta, să mă scuzați, un alt, ne scăpinăm așa, să ne... Nu putem face politici pentru tineri fără a-i consulta și a implica pe tineri. Pentru că ei cunosc cel mai bine care le sunt problemele, care le sunt preocupările și de ce au nevoie. Și credeți că sunt interesați? Iată, dumneavoastră sunteți doi tineri care sunteți interesați de politică, dar credeți că restul sunt? Sau cât pricep ei din politică? Păi, tocmai trebuie să îi încurajăm să se implice. Ok. Domnul Sinor, vă rog. Eu v-aș propune ca această dezbatere să aibă la bază unde candidăm noi. În Senatul României, dacă doriți să discutăm despre Consiliul Județean, haideți să ne întoarcem păi în timp. Nu, că cum v-a sprijini din poziția păi de senator. Senator. Nici de cum pe lângă Consiliul Județean. Consiliul Județean, acest răspuns îl pot da consilierii județeni, în speță eu, sau Poliana Hangan, sau președintele Consiliului Județean. Eu v-aș propune să discutăm despre fișa postului senatorului, ce poate face el. Dacă în regulă, se prin implementarea, nu mă transform în avocatul ei, dar doamna Biriș v-a răspuns din punctul dumnei de vedere. Acum, am înțeles. Asta e partea Aveți dreptate. Eu nu vreau să implic Consiliul Județean în discuțiile astea. Eu am venit pentru să discutăm despre Senat. Cei care trag concluziile sunt telespectatorii. Eu am înțeles și punctul dumneavoastră de vedere și răspunsul doamnei Biriș. Doamna Biriș, următoarea întrebare. Păi cred că venea acum. Dacă nu intervenați, era întrebarea directă. Dumneavoastră, am văzut că militați pentru schimbare. În sensul că spuneți că actualele partide sau partidele care au guvernat timp de 31 de ani în România trebuie să fie înlocuite. Cum se împacă asta cu faptul că Pro-România este un partid în care au venit nemulțumiții de la PSD, de la PNL, de la ALDE, iar luând cazul candidaților din Hunedoara, majoritatea celor care candidează pe lista, pe listele Pro-România județul Hunedoara sunt oameni care au făcut politică mulți ani, adică politicieni de carieră. Și întrebarea este cum se împacă sau întrebarea este dacă nu este bine să facă politică? Nu. Întrebarea este cum se împacă ceea ce declarați dumneavoastră, că doriți să schimbăm actualii politicieni, cu faptul că Pro-România promovează tot foștii politicieni. Adică, da, Pro-România este un partid nou, sunt de acord, dar nu este format din oameni care nu au mai făcut politică. Sunt politicieni
proveniți din alte partide. Întrebarea mea este, cum se împacă, nu am spus majoritatea, n-am spus toți. Nu este majoritatea. Este minoritatea. În sensul că în Pro-România majoritatea este determinată de către tineri, de către oameni care nu au mai făcut politică și nu au văzut în actuala clasă politică o soluție. Au căutat o alternativă. Referitor la dacă se împacă acest lucru, da, eu, în sensul că experiența pe care am acumulat-o în politica hunedoreană mi-a dat șansa să văd lucrurile care sunt bune și care nu sunt bune și să pun în practică doar lucrurile bune. Să nu credeți cumva că în partidele PSD, PNL sau ALDE sau în alt UDMR sau în toate sau în USR sunt oameni numai buni și oameni răi. Eu v-aș propune și pe viitor să nu generalizăm că toți oamenii din politică sunt răi sau sunt buni. Eu nu am spus așa ceva. Întrebarea mea era alta. Dumneavoastră, am răsfoit puțin pagina dumneavoastră de politician de pe Facebook, militați pentru schimbarea actualilor politicieni, pentru înlocuirea lor cu politicieni noi. Întrebarea mea era, cum se împacă acest lucru cu listele cu care vă prezentați în fața alegătorilor? Hai să vedem, păi, cred că ce aveți pe liste. Aia vreau să zic, cred că, uitându-vă pe pagina mea, puteați vedea și listele. Dacă vă uitați un pic pe liste, vedeți că cel mai tânăr candidat din partea Pro-România, cred că are 25 de ani, este o tânără care nu a mai făcut politică și a ieșit consilier local într-o comună. Pe ce loc este acea tânără? Nu vă spun. Asta este altă întrebare sau e... Nu, este în continuarea discuției. Da. Cred că este pe locul 5, dacă nu greșesc. Și credeți că Pro-România aici... Aș veni cu o altă întrebare. Eu notez într-o câte întrebări îmi puneți. Emisiune. Nu, acum, continuați, că îmi place. În primul rând îmi place că emisiune. Eu mi-ați urmărit pagina de Facebook și mă bucur că îmi dau seama că sunteți pro-tehnologie. Ok, deci hai să nu divagăm, că trece timpul. Într-o altă întrebare. Emisiune spuneați că, de fapt, partidele tradiționale nu promovează tinerii, că nu-i pun pe locuri eligibile pe liste. Dumneavoastră spuneți că aveți o tânără pe locul 5. Este locul 5 pe lista Pro-România un loc eligibil? Am spus că nu sunt pe locuri eligibile? Sau da, am spus că nu sunt tineri pe liste? Ați spus. Păi eu cred că prin prezența mea pe locul 1 la Senat denotă faptul că Pro-România pune tineri pe locuri eligibile. Asta este părerea mea și cred că toți respectatorii sunt în acordul acesta. Dar rămâne de văzut pe viitor. Dar dumneavoastră ați făcut politică. Faceți politică din totdeauna. Cred că mama n-a făcut politică ca eu să fiu din burta lui mama politician. Eu nu sunt un politician. Eu consider în continuare că sunt un tânăr care fac politică în interesul hunedorenilor. Eu cred că experiența pe care am avut-o în politică îmi dă curajul să extrag lucrurile bune și să le pun în practică în județul Hunedoara. Eu cred că răspunsul la asta este la întrebare. Dacă mai aveți întrebări, că eu mai am răspunsuri. Că e a treia, ca să știu că mi le notez. Vă rog. Sau pot să pun eu? Am spus că este în continuare. Am încercat să vă ajut să îmi dați un răspuns punctual, pentru că dumneavoastră aveți tendința să vorbiți foarte mult fără a răspunde, de fapt, la întrebare. Doamne, pe cine aveți pe listă? Hai să o luăm altfel. Scurt, la Senat, sunteți dumneavoastră locul 2, cine-i? La Senat este Adrian Zvâncă din Valea Jiului. Locul 2. Da. A mai făcut politică? Da. A mai făcut politică, este antreprenor. Știe ce înseamnă din acest punct de vedere și este unul. A mai făcut politică. Întrebarea era aceasta. A mai făcut? Da, dar am spus că a mai făcut politică. Ok, locul 3. Locul 3 este Maria Flore. N-a mai făcut politică. Este din Deva, dar nu cred că o cunoaște pentru că... Locul 4. Locul 4 este ocupat de către Ovidiu Oprescu. N-a mai făcut politică, avocat de carieră. Bun. E tânăr. Locul 5, cred că se cunoaște. De 25 de ani. Bun. Ca să închidem subiectul. Exact. Mergem mai departe. Că aș vrea să pun și o întrebare. Păi nu, la Camera Deputaților? Și la deputați? Și lista și de la Camera Deputaților să discutăm. Da. Haideți să discutăm un pic. Două secunde. Domnul, l-aveți domnul. Pe domnul Marica? L-aveți Marica, pe domnul Râșteiu? Mă rog, care este deputat? Domnul Marica, domnul Râșteiu, este Dorina Băncilă din Valea Jiului, este Iulian Opriș. N-a mai făcut. Este Iulian Opriș din Petrila, este Adelin Rotariu. Este din Simeria, care n-a mai făcut, este Cristian Vârdea, avocat, care n-a mai făcut, Marius Sârbu, care este din Simeria. Ok. Bun. În regulă.
Vă rog, întrebarea noastră. Întrebarea mea, eu aș vrea poate revenim un pic la subiectul cu Senatul, că da, aș vrea să transformăm într-o discuție generalizată. Mi-ar plăcea să avem o dezbatere pe Senat. Dacă discutăm de lucruri generale, discutăm de lucruri generale. S-ar putea să discutăm degeaba, pentru că telespectatorii își doresc să vadă de la noi ce putem să facem din funcția de senator. Atunci când ajungem acolo, nici de cum să ducem discuția că vom face ceva pe lângă Consiliul Județean, că nu este în atributul nostru. Asta este aici părerea mea. Ca să pot să arunc, să pot, vă rog. Încerc, mă iertați. Nu, vă rog, aveți dreptate. Bun, mulțumesc. Ideea, o altă întrebare este, spuneați dumneavoastră, că pentru sistemul sanitar, veți, cred că așa am auzit, dacă mă zic bine, veți da un milion sau un miliard de euro? Un miliard de euro. Întrebare. De unde? Iar dacă cumva este din fonduri europene, să-mi spuneți dacă aveți experiență și vă dați seama ce înseamnă să vină acei bani în sistemul sanitar. Va fi de la bugetul de stat și din fonduri europene. Eu personal nu am experiență, dar colegii mei care au lucrat la programul de guvernare sunt oameni cu experiență, care au mai făcut acest lucru. Dacă vreți să vorbim despre exemple concrete de finanțări de succes a unor proiecte private, putem vorbi, spre exemplu, de Dăruiește Viață, care a ridicat în 2 ani de zile un spital. Deci se poate. Este al USR-ului? Este al USR-ului? Nu. Dumneavoastră spuneați că este foarte greu să faci spitale, să faci... Nu, n-am spus că este foarte greu. Eu am spus de unde este acea sumă de 1 miliard de euro. Din bugetul, de la bugetul de stat. Deci totul se bazează pe bugetul fonduri... de stat. Nu. Am spus de la început. De la bugetul de stat și din fonduri europene. Cât la sută de la bugetul de stat? Cât din fonduri europene? Cât din fonduri europene? În momentul ăsta nu știu să vă spun. Păi a făcut o afirmație, aici e problema. Am înțeles, a preluat-o din program. Da, am înțeles. Asta știe domnul Barba, probabil. Angajamente din program. Da, am înțeles. Îmi cer scuze, n-am vrut să vă întreb lucruri care nu le știți. Îmi cer scuze. Era din program, nu aia era ideea. Nu fiți rău. Până la urmă... Nu, dar n-a fost cu ideea intenție, în sensul că am crezut că știe de unde vine suma de bani și vă spun și de ce, pentru că m-a interesat dacă există axe deschise, fonduri europene. Pentru că eu nu le-am identificat și poate eu am omis. Asta era întrebarea, deci nu era cu tendențioasă. E o promisiune, acum... Da, e promisiune electorală, dar așa toți știm să spunem promisiune electorală. Bun, următoarea întrebare. Cine era? Că, cred că dumneavoastră a spus-o. Da. Vă rog, doamna. Da. Mie îmi place. Am văzut că Pro-România susține abrogarea pensiilor speciale. Ce părere? Pensiile speciale au fost introduse sub guvernul Ponta. Mai mult, colegul dumneavoastră, domnul Marica, este unul dintre inițiatorii proiectului pentru introducerea pensiilor speciale. Revenim cum se împacă asta cu angajamentul de a abroga pensiile speciale. Cred că ar trebui să revenim în anul 2020, să nu mai trăim în trecut, și să facem o politică pentru viitor, nu să ne uităm tot timpul în trecut. Dar răspunsul este următor. Colegul meu, Sorin Marica, a făcut afirmația că la acest dacă, în loc să... El nu a vrut să-și dea demisia, să zic că eu demisia. Și a spus așa, eu merg la vot a doua zi, votez la vedere că sunt împotriva acestor pensii speciale, alături de toți colegii din Pro-România, în frunte cu Victor Ponta. Pentru că rezolvarea aceasta de a renunța la pensiile speciale. Și aici ne referim la parlamentari, cred. Pensiile speciale ale parlamentarilor. Nu? Da. Ale parlamentarilor, cred, ale aleșilor locali. Dumneavoastră ați spus de cel de-al cincilea angajament sau cum se numește. Da, da. Așa, da. Da. Pensiile militarilor sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale. Așa este. Nu are legătură cu acest lucru. Doar legătură. Nu. Pro-România nu este de acord cu pensiile speciale ale parlamentarilor și a luat angajamentul că dacă se introduce pe ordinea de zi de către președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu, ei votează, Pro-România votează la vedere pentru a fi
votat fie legea de abrogare. Asta este poziția pro-România. Poziția pro-România, poziția colegului meu, Sorin Marica. Dacă îmi permiteți să fac o completare, votul din luna ianuarie demonstrează cu totul altceva. Și nu mă întorc foarte mult în trecut, că ați spus mai devreme că eu amintesc lucruri doar din trecut. Vorbim de luna ianuarie anului curent, când Pro-România a votat împotriva introducerii pe ordinea de zi a proiectului de abrogare a pensiilor speciale. Așa este, că sunteți la curent cu ce era acel proiect din ordinea de zi? Și vă spun și de ce. Pe lângă a fi eliminate pensiile speciale, erau introduse și a spus chiar președintele Camerei Deputaților că acei bani trebuie duși către alocațiile copiilor, ca să nu mai fie. Dar, datorită faptului că au vrut să facă această alipire, nu a mai fost introdus. E o noutate pentru dumneavoastră acest lucru, prin care se spunea că dacă se dorea de fapt să fie scoase, trebuia scos separat pensiile parlamentarilor, pensiile speciale, să fie o lege de abrogare. Și era introdus. Dumneavoastră confundați lucrurile. Eu vorbeam despre luna ianuarie, dumneavoastră vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat în urmă săptămâna aceasta. Dar bun, e în regulă. Următoarea întrebare. Acum, știți cum e? Vorbim aici despre Sorin Marica. Eu aș vrea să văd dezbaterea între primii Senat. Doi la Senat. Despre, da, e în regulă, e în regulă și așa. Domnul Ciodaru. Spuneați la un moment dat, cred că în spațiul public, că se dorește ca buna dintre măsurile dumneavoastră să fie taxe zero pe salariu minim. Așa este. Vreau să vă întreb, întrebarea este următoare. Dacă dumneavoastră, din postura de candidat la Senatul României, din partea USR, știți care este deficitul la încasări prin această măsură? Eu știu că statul anul trecut a crescut cheltuielile proprii, cheltuielile statului, cu o sumă mai mare decât ceea ce ar însemna ca statul să suporte zero taxe pe salariul minim, astfel încât cu siguranță, dacă reducem cheltuielile statului, există bani pentru a suporta cheltuiala cu zero taxe pe salariul minim. Mai mult decât atât, încurajăm munca, astfel stimulând oamenii să muncească, să se întoarcă în țară, ajutăm tinerii. În acest moment, șomajul în rândul tinerilor este de 3 ori față de șomajul la nivel de... Răspundeți-vă, rog, la întrebare. La întrebarea mea este, repet. Nu cunosc cifra exactă. Este undeva între 30 și 40 de... Între 30 și 40 ceva, dar cheltuielile statului au fost crescute doar anul trecut cu 46. Nu vreau să spun miliarde ca să fie milioane, dar știu că este mai mare creșterea cheltuielilor statului decât ceea ce ar însemna acoperirea a zero taxe de către stat, zero taxe pe salariul minim. Nu uitați la mine, dumneavoastră. N-am înțeles. Cât este deficitul? Îmi cer scuze, n-am înțeles. A fost o poveste frumoasă împachetată în cuvinte, dar n-am înțeles răspunsul la întrebare, concret. Cât este deficitul? Este o măsură care are un impact asupra bugetului național. Da. Devenind senator, ești răspunzător. Da. Cât este impactul? Între 30 și 40, să le spunem miliarde. De lei sau de euro? De lei. Am înțeles, deci impactul la... din acest punct de vedere este între 34. Da. Am înțeles, atât. Atât e? Nu știu. A. Nu știu, era o întrebare. Doar dacă era măsura propusă de ei. Ar fi culmea să pun o întrebare la care știu răspunsul. Bun. Era să scăpăm. Gata, când au dat atâtea miliarde, vă dați seama.
Doamna Biriș, cred că e ultima întrebare. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră ce veți face din postura de senator pentru a ajuta județul, pentru a ajuta județul Hunedoara, da. Din postura de senator pentru județul Hunedoara sunt 5 măsuri, pe care o parte dintre ele le-am și dat drumul ca inițiativă civică, și în sensul că mi-am luat angajamentul personal atunci când am candidat la funcția de consilier, de funcția de președinte al Consiliului Județean, că îmi doresc ca în județul Hunedoara să fie un transport public, operator public județean. Este o inițiativă civică care i-am dat drumul și este inițiativa lui Lucio Daru. Așa cum am promis în campania respectivă, mă țin de promisiune. O altă măsură care este creionarea drumului expres între Sântu Halm și Valea Jiului. Este o măsură care se vorbește de ea din anul 2001. Este inițiativa colegului meu la Camera candidat la Camera Deputaților, Emir Râșteiu. O altă inițiativă pe care o avem din acest punct de vedere este redeschiderea mineritului din Certej, o inițiativă a colegului meu, Emir Râșteiu. O altă inițiativă pe care o avem este implicarea mult mai mult a direcțiilor județene în programul After School, School After School, prin măsură legislativă. Am condensat, puteam să-i spun mai mult. Mulțumită de răspuns, doriți să mai adăugați? M-a criticat domnul Ciodaru că am vorbit despre lucruri de pe lângă Consiliul Județean și dânsul a făcut la fel, dar să spunem că sunt mulțumită. Nu, stați că nu e pe ei așa. Prin inițiativă legislativă vreau să fac lucrul acesta prin care să arăt drumul și implicarea DGT-ului. Nu e pe DGT-ul, nu e pe lângă Consiliul Județean. Dar nu are treabă cu Consiliul Județean DGT-ul. DGT-ul, prin inițiativă legislativă, trebuie trasate sarcini, repet, Ciodaru când senator, ca să fie trase printr-o lege sarcinile prin modul de implicare în School After School. Nici de cum de pe lângă Consiliul Județean. Nu am nicio treabă cu Consiliul Județean. Prima măsură pe care ați menționat-o, care era? Transportul public, operator public. Dar nu are treabă Consiliul Județean acest lucru. Sunt două lucruri diferite. Dacă vreți să dezbatem și pe Consiliul Județean... Asta era măsura pe care o propunea. Da, deci nu are legătură una cu alta, pentru că... Bun, ca să pot să pun și o întrebare. Bine, și eu aș fi putut să detaliez mai mult ce însemna crearea Consiliului Consultativ al tinerilor, dar timpul fiind limitat... Extrem de limitat, exact, în momentul ăsta. Nu am reușit. Dumneavoastră ați făcut o afirmație, pot să fac și eu aceeași afirmație despre ceea ce ați spus dumneavoastră. Iată că tocmai ați făcut-o. Domnule Ciodaru, ultima întrebare. O ultimă întrebare. Aș vrea să revin, pentru că pentru mine nu e răspuns mulțumitor cel cu taxe zero pe salariul minim și vreau să întreb... E treaba noastră. Da. Eu mirosesc timpul și vreau să întreb. Cine va plăti asigurările? Care statul. Asigură? CAS și CAS. Statul va plăti aceste asigurări. Da. Sunteți de acord? Da. Da. Și atunci spuneți că pensiile speciale nu trebuie să existe pentru că este vorba de contributivitate. Care este contributivitatea angajatului în contextul în care el nu plătește taxe? Trecem într-o pensie specială? Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Păi cum? Adică dacă el nu plătește nicio taxă la stat... Nici măcar la fondul de pensie. Atunci statul cum să-i dea înapoi pensie când el nu plătește? Este o pensie specială? Deci este o măsură care, bineînțeles, că nu se va aplica pentru o perioadă lungă de timp. Este o măsură care încurajează munca și în special angajarea tinerilor care sunt la început de drum. Va fi pe o perioadă limitată, nu va fi pe o perioadă lungă de 5, de 10 ani pentru fiecare contribuabil. Cum probabil știți, salariile cresc în timp, astfel încât, da, statul va suporta cheltuielile cu asigurările de sănătate și cu asigurările sociale. Atât și timp cât ne referim la salariul minim, la cei 2230 de lei. Eu mă refer încă o dată. Măsura concretă, care este de fapt? Cine va suporta cheltuielile cu asigurările de sănătate? Statul? Statul va acoperi, da, dar statul de unde? Cu asigurările, am spus. De unde? Reducând cheltuielile statului, vom suporta introducerea măsurii zero taxe pe salariul minim. Pe mână, asta înseamnă vreo 2000 și ceva de lei. Și, 2230 da, de lei. Sunt foarte multe salarii minime în țară. Domnule Ciodaru, nu știu dacă sunteți mulțumit sau nu de răspuns, dar mai sunt maxim 5 minute din emisiune. Eu aș vrea, îmi cer scuze că vă întrerup,
Nu am observat absolut nimic concret. Dar sper că după dezbaterea aceasta, probabil... Cei care s-au uitat la noi, cu siguranță au înțeles câte ceva. Eu vreau să vă întreb ceva și lansez în această dezbatere, vreau să știu care e punctul dumneavoastră de vedere. Și acum să vă spun de la ce mi-a venit ideea acestei dezbateri, de v-am invitat împreună. Văd că am așteptat, v-am lăsat. L-ați făcut... îmi scap acum. Ar trebui să intru pe Facebook. Infractor dovedit, host dovedit, pe domnul Dacian Ciudar într-un comentariu sau într-o postare de curând pe Facebook. Mi s-a părut interesantă afirmația noastră, mai ales că amândoi, așa cum spuneam, sunteți tineri și mai ales că amândoi sunteți locul 1 la Senat. Pe tot parcursul emisiunii nici usturoi n-am mâncat, nici gura miroase. Mi-a să v-ați făcut că plouă, că nu știți, mi-a să v-ați făcut că n-ați zis. Ia hai să discutăm noi un pic despre chestia asta. Că mi se pare interesant. Domnul Ciodaru, ce condamnare penală aveți? Că tot susțin ei. Condamnare penală? Păi susțin că fără penal în funcții publice și domnul este că sunteți infractor dovedit. Nu am spus că este infractor dovedit. Sau, mă rog, corectați-mă dumneavoastră acum. Așa. Am spus că a fost afirmația altcuiva care a spus că votează omul. Eu am spus, am scris că este vorba de un comentariu, într-adevăr, că preferă fără să facă... multe alte comentarii. Nu multe alte, a generat alte comentarii, uh-huh, într-adevăr, da? Am spus că este hoț dovedit. Hoț. Ce ați spus atunci, dar? Hoț dovedit. Acum nu vă faceți că nu știți. Nu, că... Da, dar, eu am domnul, mă scuzați, mai am ceva de adăugat. Domnul Ciodaru a venit cu un comentariu în care punea... practic o imagine în care, din care reieșea că nu a rezultat un imagine cu ce, proces document. Dintr-un document, da, că nu a, că s-a primit un NUP. Practic nu infirma că s-ar fi întâmplat fapta, doar că nu a rezultat un proces. Atenție, eu mă master în drept penal, deci faptul că nu infirma că nu s-ar fi întâmplat fapta, însă și acel nu spune că nu a existat fapta, dar mă rog. Da, nu. Astea sunt chestii tehnice, vă rog. Nu, aș vrea să că... N-am vrut să deschid de subiectul ăsta. Eu am crezut că s-a uitat și eu am crezut că stilul acesta de telejustiție agreat de către unii candidați competitori, cum suntem și noi doi, telejustiția sau face justiția, nu mi se pare ok și nu mi se pare fair. Nu vă judecă nimeni în emisiune. Dar eu cred că generația tânără trebuie să dăm dovadă că știm să mergem mai departe fără să ne acuzăm din acest punct de vedere, mai ales că nu avem proprietatea termenilor. Nu există niciun NUP, nu există nicio acuzație, pentru că a fost un audit care s-a încheiat cu niște clarificări, cu niște concluzii, cel care le-am pus pe Facebook la momentul respectiv, ca să închidem acest lucru. Faptul că încă mai există telejustiție făcută din partea unor colegi din politică, prin lipsa de argumente prin care ei se scoată în față și încearcă doar să murdărească pe cineva, eu am crezut că am terminat cu ea. Dar sper că din anul 2020, după 7... Vreau să vă adresați mie sau domnule? Nu, cred că ar trebui să vorbesc cu telespectatorii. Vă rog să nu mai agriați telejustiția aceasta, iar dacă vedeți un concurent politic care face un astfel de lucru, politică după ureche, fără dovezi, ar fi cazul să nu vă uitați la el pe buletinul de vot. Asta este părerea mea. Ar trebui să vă documentați. Mantă, așa, cum... Nu, vă spun și de ce. Fără să vreau, m-am aprins puțin. M-am săturat de aceste acuze aduse din partea competitorilor sau mai puțin competitorilor, care contează sau nu, pentru niște lucruri care nu sunt adevărate. Este foarte ușor să spun despre dumneavoastră că ați făcut o faptă rea, că după aia durează până spălați imaginea. Din lipsa de argumente de ce nu sunteți buni pentru ceva, încep să inventez. Sau am găsit eu undeva un print scris de cineva. Când apare documentul, nu mai știi ce să mai faci. Ciodaru are toate documentele necesare care să ateste că spusele de către condamnații săi sunt doar de campanie electorală. Doar să crească ei și să încerce să-l denigreze. Nu are probleme penale Ciodaru. Nu a avut probleme penale, nu a existat Ciodaru să fie în fața unei instanțe vreodată de judecată. Vă rog, eu atașasem la comentariul respectiv un articol dintr-un ziar. Atenție, de la vremea respectivă, astea, da, într-adevăr aveți dreptate.
afirmația a fost forțată, poate. Da, deci recunoașteți că ați greșit acum. Fiți atentă. Cam greșit să spun dovedit. A. Pentru că, într-adevăr, nu există a instanței, o hotărâre judecătorească. Exact, da, aveți dreptate. Cu toate acestea... Acum nu spuneți din nou că ce-o dau în hotărâre. Nu asta am vrut să spun. Eu mă bazez pe, îmi cer scuze că intervin, eu mă bazez pe studiile dumneavoastră de magistrat, că observ că le aveți. Nu am studii de magistrat, nu am susținut așa ceva. Și atunci, întreb de unde știați anumite termeni și anumite lucruri, pentru că, repet, a te informa dintr-o singură sursă jurnalistică. Nu m-am informat. Cred că ați spus că era într-un ziar. Eu cred că telejustiția... Nu. Există mai multe articole legate de acel subiect și de alte subiecte în ceea ce vă privesc, articole. Aș prefera să nu le mai... Oricum, avem maxim 2 minute. Nu știu de ce, dacă nu sunt adevărate, de ce nu ați acționat în instanță respectivele ziare la momentul la care... Nu este modul meu de abordare, de a acționa în instanță pe toată lumea și a încercat să fac lucrul. Atâta timp cât nu mi-aduce un prejudiciu real, nu sunt interesat să dau... Repet, vreau să observăm un alt lucru. Telejustiția. Păi dacă și noi tinerii facem telejustiție, putem să mai spunem de generațiile trecute din politică? Nu. Atât timp cât te informezi doar dintr-o sursă de informare și este un articol sau două, trei articole, dar nimic concret, o dovadă de la o instituție a statului, eu consider că tinerii din ziua de astăzi merită să fie informați corect, mai ales că am trecut în mediul online. Și trebuie să fie informați cu dovezi. Apropo de asta cu mediul online, am văzut astăzi o știre că ar fi scandal mare în USR Arad, cu plângeri penale de la... Acum o am în față aici. Pe numele unui europarlamentar, pentru fals, pentru tot felul de lucruri. Nu cunosc. Plângere penală formulată de un consilier local ales tot pe listele USR, dar de la Curtici. Deci, na. Dar e fără penale în funcții publice. Corect, tocmai de aia. Păi, na, nu știu, dar asta zic, cu telejustiția, cu nu e dovedit omul până... Dar nu e vorba de telejustiție până la urmă. Repet, au existat mai multe articole la momentul respectiv, care m-au făcut să cred, negăsind niciun răspuns din partea domnului Ciodaru, nicio desmințire, m-au făcut să cred că ele sunt adevărate. Iată, ideea a fost că, cum a fost, că ați considerat că nu v-a cauzat un prejudiciu. Vedeți, domnilor, vedeți dumneavoastră, doamnă, vedeți dumneavoastră cu tot dragul, a mai stat încă două ore. Nu, dar nu mai este vorba de mine. Vedeți care este sursa de informare a cotora candidaților? Sursele de informare sunt doar presa, pe când sursa noastră de informare sunt nevoile și necesitățile hunedorenilor, din realitatea cotidiană. Nu ne informăm și ne facem afirmații fără acoperire doar din presă. Aș putea să vă spun că mi-au fost semnalate și direct anumite informații despre dumneavoastră, dar... am crezut că sensul acestei emisiuni este o dezbatere. Da, asta și vreau, deja ați intrat altundeva. Și din acest motiv nu am considerat oportun să avem o discuție pe tema aceasta. Okay. Da, cred că am lămurit-o și pe asta acum. Da. Să știți că eu nu am nicio informație. Eu nu am nicio informație despre nimeni din județul acesta. E o altă diferență de abordare. Cum dumneavoastră v-a fost dat informații despre mine, eu nu am pe niciun informator care să-mi spună. Vă mulțumesc foarte mult amândurora. Vă spun că aș sta cu drag cu voi în continuare. Doi tineri simpatici amândoi. Telespectatorii vor hotărâ cu cine votează. Vă doresc succes în alegerea amândurora. Mulțumim. Și vă mulțumesc pentru important prezența este în dezbatere. Fim... Sper că v-ați simțit ok și că nu v-ați simțit atacați niciunul, nici celălalt. Am dorit încă de la bun început să fiu cât se poate de echidistant și sper că s-a întâmplat lucrul ăsta. Și vă mulțumesc încă o dată că este prima emisiune la care partid de acest gen și sunt sigur că amândoi, fiind tineri, candidați la această funcție, vom fi pro-județul Hunedoara. E foarte important să nu fim contra. Vă doresc succes. Stimați telespectatori, Oana Biriș, candidată al Alianței USR Plus, pentru Senatul României, numărul 1 pe lista de candidat, și domnul Dacian Ciodaru, candidat al Pro-România pentru Senatul României, tot numărul 1 pe lista de candidați, au fost invitați în studioul Capital TV la această dezbatere electorală pe idei, pe tot felul de lucruri interesante din punctul meu de vedere, cel puțin pentru județul Hunedoara.
Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiunea Succes. Doamne ajută. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine.